Peste 100 de amenzi s-au dat în acest weekend pentru nerespectarea măsurilor impuse în această perioadă. Polițiștii mehedințeni au continuat șirul acțiunilor pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus în Târgul Veterani, unde se pare că cetățenii nu respectă măsurile de protecție impuse. Polițiștii mehedințeni au intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile de siguranță impuse, având ca scop prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus. În acest weekend, oamenii legii au continuat șirul acțiunilor și în Târgul Veteran din Drobeta, Turnu Severin, unde se pare că măsurile de protecție nu prea au fost respectate. În contextul creșterii cazurilor de COVID-19, în acest weekend, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu reprezentanții celorlalte structuri, au continuat pentru prevenirea și combaterea noii pandemii. În acest context, polițiștii au verificat peste 300 de persoane și au controlat 45 de cetăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul fiind siguranța cetățeanului. Totodată au fost aplicate 114 sancțiuni contravenționale, dintre care 101 sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de peste 9.000 de lei. În trafic, polițiștii au controlat peste 20 de mijloace de transport în comun. Reamintim tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. În total, în acest weekend au fost verificate 300 de persoane și peste 45 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. Peste 100 de amenzi au fost aplicate în acest sfârșit de săptămână în valoare de 9.000 de lei. Polițiștii au continuat verificările și în mijloacele de transport în comun. Cetățenii trebuie să fie foarte atenți, întrucât polițiștii mehedințeni vor acționa atât în uniformă cât și în civil.